Salutare, dragii mei pești, și bine v-am găsit la citirea voastră. Această citire este o citire short, da? Ne întâlnim la short zodiac. Înainte de a începe această citire, vreau să vă readuc aminte că este o citire generală, este bazată pe energia colectivă, așadar este foarte posibil ca pentru unii dintre voi să nu se potrivească toate aceste mesaje. Luați de aici numai ceea ce vă servește vouă și dacă dorești să te înscrii la cursul de inițiere în Arta Tarotului, seria a 5-a, ce va începe în luna mai. Te poți înscrie până pe data de 1 mai la numărul de WhatsApp. Acolo îți voi oferi toate informațiile necesare. Dragii mei pești, hai să vedem ce se întâmplă cu voi în acest moment. Mesaje scurte, însă extrem de folositoare, și ce urmează, bineînțeles, în viața voastră. Mesaje importante pentru cei din semnul peștilor. Peștele își dorește foarte mult să își dovedească lui, în primul rând, că este o persoană puternică. Din ceea ce mi se arată, voi, dragii mei, învățați în acest moment să dansați cu toate evenimentele care vi se întâmplă. Învățați să jonglați cu toate aceste schimbări, le luați din mers, aveți o personalitate într-adevăr extrem de flexibilă, ce vă permite, cel puțin acum în momentul ăsta, să faceți schimbările necesare și nu mai tratați, cel puțin anumite situații pe care le-ați tratat în trecutul vostru apropiat așa cu seriozitate, cu tenacitate, cu devotament. Acum peștele nu prea mai face chestia asta, adică mai tratezi lucrurile și din punct de vedere superficial, nu le mai iei chiar atât de mult în serios, ești mai relaxat, asta este foarte bine. În trecutul apropiat, deci vorbim de ultimele săptămâni, tu ai încetat probabil anumite colaborări, contracte, dar și anumite tendințe de-ale tale, încă lucrezi la asta, sunt anumite tendințe comportamentale pe care nu mai vrei să le ai. Se schimbă puțin macazul în felul în care tu te comporți cu ceilalți sau te dedici celorlalți. Simt o restricție poate mult mai mare, simt o atenție mult mai mare la tine și la nevoile tale. Drept urmare, să știi că cam tot ce ți s-a întâmplat până acum ceva săptămâni a avut o legătură foarte puternică și cu bagajul tău karmic, adică situație prin care tu a trebuit să treci ca să evoluezi până la urmă. Nu mai spun ca să înveți ceva, deși clar învățătura vine la pachet cu evoluția și invers, dar să spunem că mai mult pentru evoluția ta spirituală. Avem aici prima carte, Unbound, asta înseamnă dezlegarea de niște relații vechi, un nou început pentru tine, oameni din trecut care nu mai aveau cum să meargă pe același drum cu tine. A fost dureros, într-adevăr, dar a fost și eliberator totodată pentru tine, deoarece mi se pare că acum ești la cârma vieții tale. Tu ai controlul și tu deții controlul. Apoi avem acest mesaj, dance with life, do something to change your energy. S-ar putea să fi rămas acolo anumite reminiscențe sau păreri de rău sau regrete legate de o anumită persoană sau legate de anumite acțiuni pe care ai fi putut cumva să le faci mai bine. Dar nu uita, mi se transmite, să știi, uite, acest mesaj, că acea persoană sau situația prin care tu ai trecut practic a fost cumva o oglindă de a ta aici, the mirror, da? De ca și cum tu te-ai oglindit în persoana asta, pentru că este posibil să circule această întrebare în capul tău încă, de ce s-a întâmplat așa sau de ce am cunoscut această persoană, de ce lucrurile au mers în direcția asta. Ei bine, pentru că tu aveai în primul rând nevoie să te vezi pe tine, aveai nevoie să te descoperi pe tine și aveai nevoie să ieși tu la suprafață într-un final. Despre tine a fost vorba, să știi, în toată această situație. Apoi avem the inner temple, devotion, tune into the portal of your heart. Vorbim despre un portal energetic și odată cu această eclipsă totală de soare, să știi că vorbim despre o reinventare totală a ta și despre o restructurare și despre posibilitatea de a face foarte multe lucruri, de a crea ceva frumos, de a pune bazele unui nou business,
Și iarăși îți spun că, într-adevăr, persoanele pe care tu le-ai avut în jurul tău nu mai aveau cum să împărtășească același drum cu tine. Iată. The temple within, asta îmi vine să spun, templul din interiorul tău, conexiunea cu tine în primul și în primul rând, lecția cea mai mare pe care tu ai avut-o de învățat a fost această lecție a temperanței în felul în care oferi, primești, ce dai, ce vine spre tine și așa mai departe. Cea mai mare lecție. Hai să vedem cum stăm și cu planul iubirii, însă să știi că vreau să îți spun un citat dintr-o anumită carte, nu pot să-i dau numele, însă mi se pare că este foarte potrivit pentru tine și îl am aici pe un calendar de birou. Încetează să-ți mai faci griji pentru cineva care nu-și face griji pentru tine. Iată, acesta este mesajul tău. Hai să vedem cum stai și cu iubirea. Capitolul iubirii. Ok. Încă de ceva timp te-ai retras așa puțin. Te-ai retras din atenția publică, te-ai retras din relație, te-ai retras, da? Și mi se arată că în acest moment ești mai mult singur decât cu cineva, pentru că tu în momentul ăsta îți faci niște strategii cu privire la viitorul tău. Și da, este foarte important să fii în liniște și să pășești în liniște. S-ar putea să fie necesară o călătorie în următoarea lună, asta simt în poziția ta, o călătorie care să mai pună acolo o temelie la ceea ce vrei tu să creezi, poate să-ți ofere inspirație, să-ți ofere conexiunea, de exemplu, cu o altă persoană. Ideal romance, idealizarea unei relații care, practic, mie mi se pare că dacă te afli în această conexiune încă, mi se pare că tu aici ești nemulțumit de ceva. Nu știu dacă neapărat îți mai dorești această relație, nu știu dacă îți mai dorești această conexiune, deși, repet, tu încă o ai în viața ta, sub o formă sau alta. Este posibil ca această idealizare să vină de la partenerul tău, nu neapărat de la tine. Temperanța și, wow, 10 de spade, ok. Foarte mare grijă la sănătate. Foarte mare grijă la sănătate în următoarea perioadă, dragul meu pește, însă îți spun că această relație în următoarele săptămâni se închide. De ce? Pentru că, repet, tu pășești către o nouă etapă. Este clar că și celălalt pășește către o nouă etapă, adică nu numai tu, și celălalt are nevoie de asta, adică mi se pare că veți ajunge la concluzia că singurul mod prin care puteți avea acest echilibru este acela de a fi separați. Și apoi în viitorul tău avem the body positive. Ia uite, te simți bine cu tine, ieși, ai inspirație, așa cum ți-am spus, s-ar putea să trăiești o relație mai liberă cu cineva, adică să nu fie o relație serioasă, dar să fie ceva de genul friends with benefits, de ce nu? Ești într-o stare bună, chiar ești într-o stare bună, uite, justiția. Bun, clarificare pentru justiția. Tu ai ieșit din niște legături karmice, deci efectiv ele au fost îndeplinite. Contractele alea karmice și așa mai departe au fost îndeplinite, au fost duse la bun sfârșit. Și regina de bâte, ok, da. Puterea mea, legea mea, știi foarte bine cine ești, stai pe tronul tău. Este o atitudine a recăpătării forței și a personalității puternice. Ceea ce în ultima perioadă ai cam șovăit așa. Din cauza unor situații nu prea te-a mai interesat de atitudinea pe care o ai. Cu putere, cu forță, cu pasiune se întâmplă lucruri aici la tine, dragul meu pește. Acestea au fost mesajele mele pentru voi. Vă mulțumesc enorm de mult pentru faptul că mi-ați fost alături. Îți doresc succes în tot ceea ce vrei să faci. Până data viitoare, vă doresc numai bine și să aveți mare grijă de voi, dragii mei. La revedere!